la 9. Pagina Sfânta Scriptură 1220. Apocalipsa 19 de la 6 la 9. Și dacă am găsit, hai să urmărim împreună. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea, Aleluia! Domnul Dumnezeu nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Și s-a dat să se îmbrace cu un subțire strălucitor și curat. În subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să ocupați loc. Slăvit să fie Domnul! Amin. Ne bucurăm, cred că și în seara aceasta, că suntem împreună și îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu, cum spunea fratele, să lase încheieturile să funcționeze. Amin? Amin? Amin. E foarte important. Să ne rugăm unii pentru alții, să ne susținem în rugăciune și momentele care urmează, haideți să dăm curs cuvântului Dumnezeu. Să știți că n-am venit cu nimic pregătit de acasă. Fratele mi-a spus că el trebuie să slujească și îmi cedează locul mie. Și m-am gândit la un cuvânt din partea lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să însoțească acest cuvânt cu putere. Amin. Amin. Mai mult decât atât, Dumnezeu să însoțească acest cuvânt ieșind de aici să-l trăim. Amin? Amin. Și Dumnezeu să ne ajute. Auzind și lucrarea spusă, și cred că Duhul Sfânt i-a vorbit prin acea lucrare, aș dori să o împletez cu acest cuvânt și Dumnezeu să ne trezească la o viață de pocăință. Amin? Amin. Și cine crede că este desăvârșit să nu se mai pocăiască. Eu nu cred că mai trebuie pocăință în viața mea și în viața noastră. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea, Aleluia, Domnul Dumnezeu nostru cel atotputernic a început să împărățească. El împărățește și la momentul actual. Dar vine o zi când va împărăți de plin peste biserica lui. Vine o zi când biserica lui va pleca la cer. Amin? Amin. Credeți că Iisus Hristos va veni într-o zi să ne ia? Amin. Eu cred. Biserica lui îl așteaptă. Tot în cartea Apocalipsa spune și Duhul și viața zic, vino Doamne. Și cei ce aude să zică, vino. Și în seara aceasta să spunem cu toții, vino Doamne. Amin. Îi drept că suntem probabil unii nepregătiți, dar mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne pregătim. Amin. Va veni o zi când Iisus Hristos va împărăți pe deplin. Și spune Scriptura să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă. Căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Cred că facem și noi parte din soția lui Iisus Hristos. Amin? Credeți că facem parte? Probabil nu cred, alții se îndoiesc. Sfinții Domnului fac parte din biserica lui. Amin? De aceea Dumnezeu să ne ajute să trăim o viață sfântă. Frați și surori, zilele trecute, săptămâna trecută și aș dori, puțin mintea mi s-a schimbat, puțin mai mult. Mi s-a schimbat concepția despre noi ca și creștini și pe unii am telefonat, cred că unii știu despre ce este vorba, alții nu știu. Dumnezeu mi-a pus pe inimă o lucrare și mi-a spus așa, e bine să predici, e bine să și cânti în biserică, să și prorocim, să și cântăm. Toate astea bune că vin de la Dumnezeu. Dar dacă toată această lucrare teoretică, e teorie, nu o împletim cu practica, este egal cu zero. Și Dumnezeu să trezească în vreme ca aceasta biserica. Amin. Pentru că teoria fără practică e zero. Și cei mai mulți dintre noi trăim o teorie, pentru că ne-a și spus Duhul Sfânt. Și mă rog ca din seara aceasta Dumnezeu să ne ajute să trăim și practic. Amin. Vorbeam cu mulți și aici în Germania și în Spania și spunea, noi suntem creștini când ne chema la pocăință, dar suntem creștini teoretici, adică de gură. Și așa și printre noi. Dumnezeu să ne ajute să trăim. Vine o zi când mireasa pleacă și spune cartea Apocalipsa căci faptele noastre, în capitolul 14, tot din Apocalipsa, ne vor urma. Ce, frații și surori? Faptele, nu teoria, nu predica din seara aceasta, nu cântarea rostită de aici, nu poezia rostită de aici, ci faptele doriți
și cu mine împreună să avem fapte înaintea lui Dumnezeu? Dumnezeu să ne ajute să ne trezim. Amin? Spune clar, i s-a dat să se îmbrace. Într-o zi ne vom îmbrăca, știți în ce, dragii mei? În ceea ce am făcut pentru Dumnezeu. Amin? Se spunea prin lucrare că unii sunt goi. Și cred că nu numai aici. În marea majoritate a adunărilor, mulți dintre noi suntem goi, lipsiți de puterea lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu în vremea aceasta să ne îmbrace cu o îndoită măsură de putere. Amin. Dumnezeu să-și umple biserica cu Duhul Sfânt. Amin. Amin? Atât pe surori cât și pe frați, tineri și tinere, să fim plini de focul lui Dumnezeu. Amin. Spunea de dimineață cineva în Frankfurt să pui o oală de mâncare pregătită tot. Dar să nu fie foc de desubt, după un timp tot așa este. Nu se întâmplă nimic. Dar când pui foc, ciorba-i gata. De ce? Că-i foc. Când un creștin doar vorbește despre Dumnezeu, dar nu pune în practică cuvântul, n-are foc. Și eu de multe ori, acum am început de o săptămână ceva să telefonez în stânga și în dreapta, cei mai mulți și ce mi-au spus? Să mă mai gândesc. O să te anunț. Și am învățat foarte multe săptămâna asta, că sunt creștini teoretici. Dar alții au spus așa, slăvit să fie Domnul! Ăștia sunt creștini cu foc. Dar cei mai mulți mai vedem, ne mai gândim. Și mi-am pus o întrebare. Când tu vrei să cumperi pentru tine un acordion, te gândești mult? Nu! Ți-ai pus banul la dispoziția că noi te împrumuți, amin? Când vrei să-ți cumperi o casă, zici, să mă mai gândesc. Așa ai zis? Nu, frate și soră, ai nevoie de casă, faci ce faci, o cumperi, o construiești în alte zile. Deci e pentru tine. Când vrei să mergi undeva și n-ai costum de nuntă. Asta, costumul ăsta am cumpărat la nuntă, la frate. Am pus banii și mi-am luat costum. Păi ăsta e adevărul. Cine îl ascunde nu pe deget? De ce că e pentru tine? Când e vorba de altul, culmea, să mă mai gândesc. După un timp o să-ți dau răspunsul. Și-o venit Duhul Sfânt la mine și-o spun, spre rușinea noastră la mulți de aici, cum faci pentru tine, dacă nu faci și pentru altul, o spun cu Scriptura în față, în cer nu ajungi. Nici tu și nici eu. E greu, dar e drept. Că Dumnezeu, Dumnezeu, drept. Așa, cum pentru tine nu te gândești, cum pentru tine te cheltuiești și te consumi. Spunea Domnul Iisus și nu eu. Să iubești pe aproapele tău ca pe cine? În teorie sau scrie aici, frate și surori? Ca pe tine însuți. Păi dacă tu ai nevoie de o pereche de păpuci, trebuie să te gândești la ăla care nu are, că și el are nevoie de o pereche de păpuci. Cum tu te împrumuți în bancă, te împrumuți în bancă și pentru altul. Asta nu-i teorie. Și când Duhul Sfânt mi-a pus lucrurile astea în inimă săptămâna trecută, am zis, Doamne, ești drept. Până am făcut și eu una și alta, dar cel mai mult am trăit o teorie și nu mi-e rușine să o spun. Dacă nu te trezești, frate și soră, în cer nu ajungi. Să-și gând, aminte să mustru pe cineva. Nici gând așa ceva. Eu mă mustru pe mine. Eu pe mine mă mustru. Că vreau să trăiesc ce-i scris aici. Și dacă cineva vrea să urmeze lucrurile acestea, slăviți să fie Domnul. De nu, fiecare cum vrea. Faptele stau pe patru roate. Poate unii spun, mă, trebuie să ne apucăm de fapte. Dau în stânga, dau în dreapta. Nu, frați și surori, faptele are patru roate. În scurt o să le amintesc toate. Dar înainte de asta, deschideți cu mine, că vreți, în cartea lui Iacob, să citim aceste versete, trei versete, Iacob capitolul 2, și vom trece la cele patru roate. Iacob capitolul 2, versetul 19, 20 și 26. Vreau să mă duc mai repede, să nu poate mai e cineva să vorbească. Pagina Sfânta Scriptură 1188. Capitolul 2, versetul 19, 20 și 26. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. Dar și dracii cred. Și să-i fiu. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zădarnică. Și auziți, versetul 26. După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără faptă este moartă. Am înțeles această săptămână de la Duhul Sfânt și multe am întâlnit că mulți sunt morți în adunările pentecostale. De ce atât mai vorbesc? Mulți stau pe bancă și sunt morți. Și Dumnezeu să trezească biserica pentecostală. De ce nu și celelalte?
Dumnezeu să o ridice la nivelul la care Duhul Sfânt îl vrea. Dumnezeu să ridice bărbați destoinici. Dumnezeu să ridice și surori destoinice. Dumnezeu să ridice și tineri destoinici. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu se face prin oameni. Domnul să te binecuvânteze. Lucrarea lui Dumnezeu nu se face prin îngeri. Când s-ar face prin îngeri, ar fi miliarde de îngeri la dispoziția lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu nu se face cu îngerii. Dar nici nu va veni Duhul Sfânt în persoană. Vine prin noi. Lucrarea lui Dumnezeu se face cu noi. Vă rog, deschideți cu mine împreună să identificăm cele patru roți sau ale carului, cele patru lucruri, pentru că mulți se gândesc când e vorba de fapte, numai să dăruiască bani sau haine sau lucruri de felul acesta. Nu, frate, soră. Faptele se manifestă, are patru laturi. Carul. Dacă ne-am înhamat în pocăință, trebuie să iei carul după noi. Nu poți să mergi cu trinos, că carul stă așa pe o parte. Dar nici cu două, că spatele sau fața stă în jos, nu poți să mergi. Dar nici cu o roată. Trebuie să fie toate cele patru roate. Amin? Da. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Prima dintre ele este Matei, capitolul 5, versetul 13. Și priviți ce spune Domnul Iisus aici. Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a tăra? Și fiți foarte atenți, este o întrebare. Răspunsul este acesta. Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădat afară și călcat în picioare de oameni. Sarea pământului. Ce înseamnă să fii sare pe scurt? Creștini teoretici, Doamne trezește. Când vorbirea este despre Dumnezeu, știți? Noi predicatorii vorbim mult. Sau în case, mai sunt surori care merg în evanghelizare. Domnul să le binecuvânteze. Și vorbim despre Domnul Iisus sau chemăm oamenii la pocăință. Și spunea Apostolul Pavel la Timotei, totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Având pe cet aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Acum, dacă eu spun alții despre mântuire, dar totuși în viața mea, cum se spunea în lucrare, există fără de lege. Și spunea Pavel, vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare. Și ce am văzut și la mine de multe ori? La mine, nu la voi. Că vorbirea mea nu are sare. Când te enervezi, când vorbești urât, unii are obicei și să blesteme. Asta e mai greu. Unii are obicei să înjure. Pocăiți, am auzit eu. Unii are obicei să vorbească foarte urât. La muncă sunt cu un creștin. Și mă sper. Am fost și la alt loc de muncă tot cu creștini. Și mă înfior. Dar în adunare când îi vezi, cum spunea lucrare, așa sfinți suntem din numai. Dacă ești în străi străini, îți dai drumul la gură. Când te enervează cineva, poate blestem dacă ai în inimă lucrul acesta. Dacă nu ai sare în tine însuți, ești aramă sunătoare și sunt aramă sunătoare. Dumnezeu să pună sare. Amin, frați și surori? Un om sărat vorbește frumos. Un om sărat vorbește despre Hristos. Un om care are sare în el nu spune bancuri la muncă. Un om care are sare în el nu spune vorbe cu două înțelesuri. A fi sărat, spune o poezie, înseamnă sfânt, înseamnă curat, înseamnă om venit din cer, înseamnă om plin de Duhul Sfânt. Doamne, pune sare în noi! Amin. În primul rând, pune mine, Doamne, sare. Că am văzut că de multe ori nu-i sare. Și trebuie să o recunoști tu împreună cu mine. Când te enervezi, repet, n-ai sare, ți-ai pierdut sare. Și spunea Domnul Iisus, dacă îți pierzi gustul de sare, nu mai ești bun de nimic. Poți să predici, că ești aramă sunătoare. Poți să cânți foarte frumos, că nu știe oamenii în casa ta ce faci. Poți să cânți frumos, că la locul de muncă nu te cunoaște nimeni, că ia-ți nemți. Și vorbești vrute și nevrute. Când te întâlnești cu prietenul sau prietena, vorbești multe. Doamne, pe scurt, pune sare în biserica ta. Ori de câte ori îți deschizi gura, spunea un frate pe aici, ia bine seama ce vorbești, că cineva înregistrează. Te-ai gândit la asta? Fiecare cuvânt e înregistrat. Dar mai mult decât atât, fiecare gând e înregistrat. Gândul care spui către o persoană, tu nu-l rostești cu limba, dar el este înregistrat pe caseta lui Dumnezeu. Te-ai gândit la asta? Fie că gândești, fie că vorbești împotriva propriului, totul e înregistrat și într-o zi. Ce-ai spus la întuneric se va spune de pe acoperiș. Dumnezeu e drept. Doamne, pune sare în noi. Amin.
Mergem mai departe. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii aprind o lumină ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Voi sunteți lumina lumii. Ce înseamnă lumina? Pe scurt. Simbolul luminii este curăția. Curăția. A ta personală, interioară. Știți care este durerea mare a lui Dumnezeu? Că în adunare suntem toți curați și sfinți. Asta e cea mai mare durere. Dar în afară, în afară sau în casă, ne dăm mahrama pe față. Asta e marea problemă. În loc să ne luptăm, să fim cu adevărat curați în interior, sfinți în interior, să ne luptăm până la sânge lupta împotriva păcatului, noi, când suntem în grup, pentru că spunea Sona Lucrare, va veni vremea când Dumnezeu va da pe față păcatul. Nu de mult eram undeva și Duhul Sfânt a spus la fel și prin mine. Va veni vremea, scurtă vreme, când Dumnezeu va da pe față păcatul în public, în masă. Știți de ce? Că vine Iisus Hristos și biserica trebuie să știe drept pe unde să se ducă. Amin? Amin. Atâta timp cât eu personal nu mă lupt să fiu curat în interior. Curat. Asta înseamnă să fii lumina lumii. Curat în interior. Spunea Pavel, prin Duhul Sfânt, la Timotei. Într-o casă mare, nu sunt numai vase de aur și de argint. Sunt și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curățește din acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Cine? Cine se curățește de acestea. Eu nu pot să vin să te curățesc, pentru că n-am cum, pot să-ți predic, pot să-ți vorbesc. Dar faptul că te curățești este dorința ta și dorința mea, Doamne, pune focul ăsta în fiecare inimă. Dacă nu ești curat în interior, nu ești, fratele meu și sora mea, decât o aramă sunătoare, nu ești nimic altceva. Ca o doadă care spui la alții, dar în inima ta există viclenie, există minciună, cum spunea sora, există fățărnicie și cei mai mulți sunt fățarnici pentru că pozăm pocăință, dar nu suntem pocăiți. Drept e Dumnezeu că judecă așa. E drept. Faptul că mi-a spune mie la sfârșit, Matei, pleacă de la mine, blestematul în focul cel veșnic, Dumnezeu nu-i de vină, dar nici voi nu sunteți de vină. Faptul că eu mă duc în iad este problema mea personală. Eu nu m-am curățit. Și spunea Ioan prin Duhul Sfânt, 1 Ioan capitolul 3, copilașii mei, spune acolo, oricine are nădejde aceasta în el, se curățește după cum el este curat. Doamne, ajută-ne să ne curățim. Amin. Să știți că niciun înger din cer personal nu vine să te curățească. E drept? Iisus Hristos nu coboară pe pământ să-mi spună acum trebuie să te curățești. Nu. O făcut o singură dată. Dar nu vine nici Dumnezeu în persoană să-mi spune să mă curățesc. Faptul că nu te curățești într-o zi, vei răspunde personal în care Dumnezeu. Faptul că nu-ți curățești vorbirea, vei răspunde și vor răspunde personal. Sunt faptele care trebuie să le facem înaintea lui Dumnezeu. În primul rând, să vorbesc frumos, în al doilea rând, să fiu curat în interior. Voi sunteți lumina lumii. Lumină înseamnă puritate, lumină înseamnă sfințenie, lumină înseamnă trăire în neprihănire, în adevăr. Doamne, ajută-ne să fim curați. Amen. Ce frumos spunea Domnul Iisus la Ioan 9:5, că sunt în lume, sunt lumina lumii. Adică trăiesc curat, trăiesc frumos. A doua roată, spune Scriptura că noi trebuie să fim curați în interior. Amin? Haideți să mergem mai departe. Să vedem a treia parte sau a treia latură a faptelor. Întâia Petru capitolul 2. Am spus că vorbesc mai pe scurt, probabil și alții vor să mai spune ceva și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Întâia Petru capitolul 2. Vom citi două versete. Pagina 1192. 11 și 12. Preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Amin. Dar am ezitat un verset de la Matei capitolul 5, să vedem că a fi sare și a fi lumină înseamnă fapte. Versetul 16 spune așa, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune
și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. A fi sare și a fi lumină, spunea Domnul Iisus, vor vedea cei din jur faptele noastre bune. Nu-i vorba de dărnicii acolo, nu-i vorba să dai bani sau nu știu ce, e vorba de o vorbire cu sare și de o trăire în sfințenie. Amin? Amin. Dumnezeu să ne ajute. Apoi a treia parte, sau a treia roată a carului, sau a treia latură, spune așa, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. M-am gândit la Matei 23. Ce frumos despre farisei și cărturari. Și vine Domnul Iisus prin multe înfruntări care le spune, dar printre altele spune așa, 27-28 versete. Vai de voi, cărturari și farisei, fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumos, dar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de tot felul de necurăție. Și spunea mai departe, tot așa și voi, pe din afară vă arătați frumos oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Asta era comportamentul lor și faptelor ale fariseilor și cărturarilor. Și am ajuns la concluzia că și noi facem parte din această categorie. Farisei și cărturari fățărnici, penticostari, baptiști sau creștini după Evanghelie. Pe din afară arătăm frumos, batic în cap, o fusă așa să ne acoperă bine picioarele, dar nici în biserică nu mai venim cu o fusă cuvincioasă, nici cu o bluză cuvincioasă nu se mai vine, dar nici cu un batic cuvincios. Dar biserică cât e cât acolo, mai nici mințim unii pe alții, venim bine în biserică. Frații la cravată, la costum, la papion predicăm. Ei, culmea, când ieșim sau avem o afacere de făcut, uităm de Dumnezeu. Păi așa sau nu așa? Uităm. Când e vorba să ne grupăm cu cineva lumesc, o facem, pentru că știm. Când e vorba să păcătuim, uităm că există un Dumnezeu sfânt. Când e vorba de grup de rugăciune sau biserică, pacea Domnului, Domnul să te binecuvinteze, suntem aici poftiți la pe ta, să predicăm Evanghelia. Când suntem afară, uităm, asta o făcea farisei și cărturarii. Vorbeau oamenilor despre Dumnezeu și au venit Domnul Iisus și a spus așa, ceea ce vă spun ei, faceți. Îi spuneau bine. Dar după, faptele lor să nu vă luați. Că ei zic și nu, fac. Oare noi, nu cumva suntem în postura cei mai mulți dintre noi? Cei mai mulți dintre noi. Spunem, dar nu facem. Spunem, dar nu facem. Tineretul, îmi place, el are râvnă. Cântăm și cântăm. Și numai bunul Dumnezeu știe câte fete cresc în curvie, în școli, licee și facultăți. Câți tineri cresc în sodomie, în adunare. Câți tineri au și se uită la filme pornografice sau reviste. Câți nu fac lucruri care sunt lucruri mari. Frați și surori, nu-i glumă și nici teorie. Dacă nu vom pune în practică cuvântul lui Dumnezeu și vom fi doar teoretici în adunare, raiul lui Dumnezeu nu-l vede. Dumnezeu să lasă un duc de pocăință. Dacă ești legat de o oață, de o chitiță în lumea asta și nu trăiești, Dumnezeu prin Duhul Sfânt să mă trezească și să te trezească. Pocăința, credința fără faptă e moartă, dragii mei, frați și surori. E moartă. Dacă suntem în biserică cu fustă și batic, fiți și afară. Fiți și afară. Și vă citesc din Scriptură. Deschideți la Timotei împreună cu mine. Deschizi la Timotei, aici e o problemă teologică, bineînțeles, unii zic că Dumnezeu privește la inimă, vin alții și aici și e zubit de rău. Când vorbești despre naștere de copii, despre porci, despre televizor, ți-ai dat foc la valiză. Spune și Scriptura așa, 1 Timotei, capitolul 2. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie, fără îndoială. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Și acum îmi pune o întrebare. Păi dacă pretenția Duhului Sfânt este ca femeia să se îmbrace într-un îmbrăcat, într-un chip cuvincios, credeți că noi bărbații suntem excluși? Nu. Îmi spune azi copilul meu într-o biserică, tati, vezi ceva în adunare? Am zis, culme că și bărbații își fac sprâncenele acum. Mă, până am surorile, zic, bă, ce au chestii de acord cu asta? Adică nu-s de acord, n-ai femeie. Am și bărbații, noi, tineri. Și am văzut, m-am început să mă, și adevărat n-am băgat de seamă lucrul ăsta.
Amândoi bărbați ne facem sprâncenele, culmea, deși foarte unii ne fardăm, ne facem sprâncenele, pantaloni strâns, nu știu ce, spunea unii că ăștia-ți dă ea pe îngăs, strâns și așa mai departe. Frați și surori, nu-i glumă. Dacă Duhul Sfânt are pretenția ca surorile să se îmbrace îmbrăcate în chip cuvincios, are pretenția și la voi. Amin? Amin. Și acum întreb, numai surorile se roagă sau și frații se roagă? Eu cred că și frații se roagă. Rugați-vă neîncetat. Și atunci, dacă te rogi neîncetat, gândește-te împreună cu meu, să luăm logic așa. Numai în biserică te rogi. Pe stradă poți să te rogi. În mașină când conduci poți să te rogi. La școală, în bancă, să iei examenul, poți să te rogi. Înseamnă că Pavel are dreptate. În 1 Tesalonicen 5:17. Rugați-vă neîncetat. Ok, suntem de acord. Cum trebuie să se îmbrace surorile? Neîncetat. Cuvincios. Cuvincios. Cum trebuie să se îmbrace frații? Cuvincios. Și atunci, prin lucrare, avea Duhul Sfânt dreptate. Că surorile, cum e în biserică, trebuie să fie și afară. Și atunci, vine cuvântul care l-am citit. Să ne purtăm într-un chip cuvincios, cum spune Petru acolo. Ca faptele noastre bune să fie văzute de alții. Și încă un verset în privința aceasta citesc, dacă vreți să deschideți cu mine, Roman 2:13, cu 13 și 14. Spune așa, pagina 1107. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în bețiri, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Să trăim frumos ca în timpul zilei. Frați și surori, mi-aș dori din toată inima Dumnezeu prin Duhul Sfânt să aprindă o scânteie în fiecare inimă. Amen. Dacă Dumnezeu nu aprinde scânteia, predica mea e zero. Dacă Dumnezeu va aprinde o scânteie să trăim după voia Lui în adunare, în casă și afară și la locul de muncă, atunci începem să punem în practică cuvântul Lui Dumnezeu. Asta am observat eu. Când Dumnezeu te trezește din interior, încep să zici, mă, fusta asta e scurtă, nu-i una mai lungă. E drept sau nu? Verigheta de pe dece nu-i bună, că iau. Petru a spus, nu cu aur, nu cu argint. Trebuie să o dau jos, că nu-i bună. Lănțicul de pe mână, de la picior sau de la nas, trebuie să-l dau jos, că nu-i bun, nu cu aur, nu cu argint. Baticul ăsta e cam banderolă, că acum se tot scurtează, până la urmă ajung fără batic în cap. Trebuie să-mi pun un batic să ne acopere tot păr, nu? Numai bărbatul trebuie să vadă părul. Adică e slavă bărbatul. Adică tot ce e rău, încet, încet curățim, dar știți de ce? Că Duhul Sfânt ne conștientizează din interior. Amin? Amin. Doriți lucrul acesta. Amin. Se predică aceste lucruri de ani de zile, de ani de zile. Știți de ce în adunare nu se schimbă astfel de lucruri? Pentru că focul nu începe din interior în exterior. Și îmi place atât de mult atunci când primește cineva botezul cu Duhul Sfânt. Era o tânără care mult timp i-a zis, nu așa, nu așa. Când a fost botezată cu Duhul Sfânt, a început să-și pună batic în cap, să-și pună fusă și în interior și în exterior. Știți de ce? Că în ea a intrat focul lui Dumnezeu și focul a schimbat-o din interior în exterior. De aceea este foarte important botezul cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt schimbă omul. Doamne, ajută-ne să ne schimbăm, amin? Să avem o vorbire cu sare. Să fim curați și sfinți în interior. Și apoi să fim și în exterior. Amin? Amin. Încă una și voi trece la încheiere. Deschideți cu mine la 2 Corinteni, capitolul 9. Cea de-a patra roată. A 2 Corinteni, capitolul 9. Aici un pic am problemă, dar mă gândesc că Dumnezeu va da putere tuturor să birui și această problemă. Versetul 6 spune așa în jos. Să știți, două puncte. Cine seamănă puțin, puțin va se cera. Iar cine seamănă mult, mult va se cera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile, din destul, să prisosiți în orice faptă bună. După cum este scris, a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în viață. Și o să mai citesc câteva pasaje. Am întâlnit oameni care spun așa, trebuie să vedem cui dăm, cine e, dacă e puturos sau puturoasă, dacă lucrează, trebuie să ne interesăm bine. Și spunea cineva la o biserică în România, mă, atâta s-au interesat oamenii ăștia de cazul până când nu mai facem nicio faptă bună. Să ne interesăm. Telefon. Și ajungem noi, care ar trebui să facem fapte, aici e vorba de dărnicie și de lucruri,
să nu mai dăm. Și atât am ajuns să ne interesăm, când e vorba de tine, repet ce am spus de la început, nu te mai interesează. Eu vreau să spun ceva acum personal. Ești atât de sfânt și curat, că chiar meriți haina de pe tine? Fii sincer cu tine însuți. Ești atât de curat și de sfânt? Chiar faci totul perfect de săvârșit înaintea lui Dumnezeu? Așa crezi? Eu nu cred lucrul acesta. Ești tu atât de curat și de sfânt că ai o casă unde să locuiești? Eu nu cred lucrul acesta. Nici eu și nici tu. Nu cred că în fiecare dimineață Dumnezeu, pentru harul, pentru meritul tău sau meritul meu, ne trezește din somn. Nu cred lucrul acesta. Nu cred că Dumnezeu ne poartă de grijă pentru că noi merităm. Nu cred că Dumnezeu te ridică în fiecare dimineață, face să bată inima, face să-ți deschizi ochii, face să poți să mergi, face să miști mâinile, face să ai frigider, mâncare, face să ai o mașină la scară, face să ai casă și pat pentru copii. Nu cred că pentru neprihănirea noastră, nu cred! Dar când e vorba să dai la cineva, să vedem, să vedem, trăiește în sfințenie, lucrează, etc. Să vedem. Dar când e vorba de mine, nu mai văd. Exact când trăiesc în păcat sau trăiesc în neprihănire, trebuie să iau o mașină la copii. Și trebuie. Trebuie să fac o casă și trebuie. Că trăiesc în păcat, că trăiesc în fără de lege, am casă și am mașină. Dar când e vorba de altul, când e vorba de alta, să vedem. Și o venit Duhul spune la mine și mi-a spus, Matei, fă țărnicie! Nu e adevărul ăsta! Pentru că nu ești atât de curat să poți controla și verifica pe altul. Și Dumnezeu, într-adevăr, să te facă curat și pe tine și pe mine. Avem încă greșeli, frate și soră. Și avem slăbiciuni. Și trebuie să ne recunoaștem înaintea lui Dumnezeu. Puneți mâna și faceți fapte. Nu mai stați. Că adunările pentecostale e plină de teorie. Gemania te zăbrand eu vorbim. E plină de teorie. Vorbe în vânt și teorie și fapte deloc. Și mă rog ca Dumnezeu să pună fapte în viața noastră. Încă un pasaj o să citesc. Deschideți la 1 Timotei, capitolul 6. Haideți de la 17 la 19. Îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu se îngrufe și să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care îmi dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați, au zis frate și soror, în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Așa că să strângă pentru vremea viitoare drept comoară, auziți, o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Noi vrem viață, dar fapte? Deschideți încă un verset, David, capitolul 3, versetul 8. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spun apăsat aceste lucruri. Pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Și am spus-o și prin telefon și o spun și întâi în biserică. Sotea de euro care o cheltuiești pentru tine. Nu eu, e bine. Se duce. N-ai parte de ea. Mașina care o ai și costă 1000 sau 10.000 de euro, o arde foc. Casa care ai construit-o și foarte faină, o arde foc. Tot ce ai, n-are valoare. Te folosești de moment ce zburi și eu am. Și încep să-mi am construit o casă, n-am gătat-o. Trebuie pentru copii. Tot ce fac pentru mine va arde foc, absolut tot. Când dai 100 de euro la cineva, aia rămâne pentru eternitate. Când ai dat 500 de euro pentru cineva, aia rămâne pentru tine. Când ai dat o pereche de încălțăminte, dar nu aia ruptă, că aia văd eu la frații. Și mi-a zis într-o zi Duhul Sfânt, Matei, și ce fac focul de asta? Și am făcut și eu și nu vreau să mai fac. Ce ne pică printre degete, dăm la alții. Deschidem șifonierul, cămașa asta mi-a rămas mică. O dăm Domnului. Păpucii ăștia s-o cam tocit, îi rupt aici. Îl punem în sacul cu pachete care duce în țap, îl punem acolo. Cămașa asta e un pic tocit aici, o punem și pe asta. Ăștia să haine în plus la copii, îi punem și pe ăștia. Asta facem noi. Am făcut-o și eu de multe ori. Nu mi-e rușine să o spun public. Știi ce vrea Dumnezeu de la noi? Și m-am vizit ăsta și vreau să vă zic, nu ca laudă. Am cumpărat cu pereche de pantofi pentru mult, că atunci vreau de asta. Vreau să-i dau Domnului, ia. Am dat toți să ceva de europei. Vreau să-i pun în pachet, să până la viitoare plecă în țară, să-i dau Domnului. Dă ce-i nou Domnului! Ai o haină bună în casă, dar bună! Pune-o în pachet și dă-o Domnului! Păi crezi că Domnul are nevoie de retușurile tale și ale mele? Are nevoie de păpucii mei tociți și rupți? Nu! Dă Domnului ce-i bun. Apoi să o luăm pe partea ei la altă. Să primești o pereche de papuci tu.
Și na, ești din România și ești sărac de pic pământului. Și vine un frate cu un pachet, numărul 42. Frate, uite, mi-a pus domnul primul să dau pachetul ăsta. Tu îl deschizi, tu de tine vorbesc. Nu știu. Deschizi pachetul, doamne, n-am papuș, poți să fie și păpuci. Când te uiți 42, doamne, slăvit să fie numele tău. Când te uiți, dar eu tac întreagul ne luptă. Asta se primește în pachete. Că asta dăm noi, domnului. O talpă bună și una ruptă. Pui haina pe tine, am văzut de multe ori. Paltoane lungi. Geau frații, mă, ce să fac cu asta? Nu-i pune nici pentru ăla așa. L-a aruncat. Asta dăm noi, domnului. Facă Domnul să dai haina bună. Amin. Facă Domnul să dai papucii buni din picioarele tale. Facă Domnul tot ce e bun în dulapul ăla să pui domnului. Ăla rău păstrează pentru că se duce. Începe și vorbește împreună cu mine cu har și cu sare. Amin? Amin. Începe să fii curat și sfânt în interior. Începe să fii curat în exterior să vadă alții fapte bune. Și apoi începe să dai domnului. Și am pe inimă lucrarea aceasta și închei. Mi-a pus Domnul pe inimă, deja am sunat la câțiva. Frați, poate cineva să mai grupează, să mai aliniază. Am să așa. Lucrarea asta și închei. Sâmbătă avem o întâlnire la fratele meu acolo sus, la Wiesbaden. Am casă, nu-i terminată, da. Am o mașină, am plătit-o. Am frigiderul plin, eu vorbesc de mine. Am tot. Și într-o zi săptămâna trecută, Duhul Sfânt mi-a zis așa din interior. N-am o nicio voce, pe tavan sau proroc. O să trebuie să te ocupi mai mulți de alții. Poate alții cred, bă, de unde au inventat lucrul ăsta? Și am început să dau telefoane în stânga și în dreapta de săptămâna trecută. Și am zis, vreți, proiectul deja l-am început, vreți să vă aliniați și voi sau nu? Am zis, două proiecte pe an, câte 1000 de euro de fiecare. Eu sunt primul care pun. Și la 25 de inși se face 25.000 de euro. Singur, nu poți să faci lucrul acesta. Și am zis, merg în țară și copii, familia cu 13-12 copii care n-are casă, strângând bani la bani, se face o grămadă de bani. Și am cumpărat casă la celor fani. Cel care n-are acoperiș și reparăm acoperișul. Cel care n-are nimic în casă, îi dăm să-și facă. E ușor. La odată la un salar, frate, pun 50 de euro. Exact ce spică printre degete. N-are nicio valoare. Mai pun 100 de euro, n-are nicio valoare. Am zis, Doamne, vreau să lucrez mai mult pentru Tine. 10 s-au aliniat deja. Dar mulți s-au zis, să mă mai gândesc. Și vreau să spun ceva. Duhul Sfânt mi-a zis așa. Spune-le să nu se mai gândească. Să înceapă să facă fapte. Amin, amin, frați și surori? Amin. Vreau să rămân la aceste cuvinte. Dacă v-am supărat, nu cer iertare. Dar vreau ca Duhul Sfânt să vă trezească și pe voi și pe mine. Amin. Am câteva nopți care mă întorc din o parte pe alta. Până acum n-am făcut-o. Dar nu pentru mine. Pentru cei care stau în stradă sau rola acest boschetar, aia care n-au casă și eu am casă, am un să dorm. Eram în Spania nu de mult, cu soția mea. N-am avut un să stau. Știu ce înseamnă să dormi în șanț. Am dormit și acolo. Știu ce înseamnă să dorm noaptea, în iar timpul iernii, afară, pe câmp, să nu te primească nimeni. Îmi clănțenea din țingură și am zis, Doamne, atunci am prețuit o casă. Am să fiu într-o casă, să fiu într-un pat. Îl visam, nu-l aveam, numai îl visam. Dar mulți de ani de zile stau așa și eu stau în casă. Și vreau să vă spun ceva și să vă provoc. Puneți bani. Că cu banii tăi și cu banii mei putem face o casă. Putem construi o casă. Mă bucur că la Sabruche deja au făcut 3 case. Și am zis, mă, culmea, acum Dumnezeu trezește bisericile. Au făcut 3 case. Facă Domnul să vă pună și vouă pe inimă. Să punem bani peste bani și să se poată construi sau cumpăra case. Nu oblig pe nimeni. Dumnezeu mă cunoaște și pe mine și vă cunoaște și pe voi. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu, cum a trezit Duhul lui Cir și a început să repare zidurile alea, care erau arse și porțile, Dumnezeu să trezească întreagă biserica penticostală. Să o pună să și vorbească și să o pună să și trăiască și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.